uite-l. Aoleu. Bine ați venit la locul meu de muncă. Asta înseamnă să fii șofer pe profesionist. Să-ți dai seama de ce vrea să facă mașina din față înainte să facă. Dacă înțelegi ce vreau să spun. Cum am spus, bine ați venit la locul meu de muncă. Astăzi conduc un camion Mercedes Actros din 2019, 116.000 de kilometri. Suntem pe undeva prin zona pe lângă Oxford, centura orașului Oxford. Ne îndreptăm către destinație, normal. Cum am spus și în titlu, vreau să vorbesc astăzi pentru că am avut câteva întrebări pe paginile de socializare, pe Instagram mai exact. Vă las aici în descriere, mai jos, în colț, pagina mea de Instagram. Nu ezitați să dați un follow. Mai punem poze, mai punem story-uri și alte nebunii. Am avut câteva întrebări. Cu ce mă ocup eu în Anglia? Ce meserie? Ce fac eu în Anglia? E, ca un răspuns la acele întrebări, deja v-ați dat seama, eu în Anglia sunt șofer de camion. A fost visul meu de mic să fiu șofer de camion? Nu. Până să mă gândesc că vreau să vin în Anglia, nu m-am gândit nici că vreau să fiu șofer pe camion. Am avut o cu totul altă direcție în viață, ca să spun așa. Sportiv de performanță în școala generală, în liceu, în facultate. Am terminat liceul de construcție auto cu diplomă de mecanic motoare termice. Mă pricep și la un pic la mecanică, nu sunt expert pentru că nu am profesat, dar am avut o pasiune pentru chestia asta. După aceea, după liceu, am ajuns la facultate. De, așa era în România, trebuie să faci o facultate, nu ai niciun viitor fără facultate. Am făcut și o facultate, am ieșit cu încă o diplomă de acolo, diplomă de marketing în turism și gestiune hotelieră, specializare. Marketing în turism și gestiune hotelieră. De unde turism în România? Unde, ce șanse poți să te angajezi în turism în România când turismul nu mai există? Da, asta e altă discuție. Oricum, a fost bună facultatea, m-a ajutat foarte mult să-mi dezvolt orizontul. În timpul facultății am lucrat ca agent bază și intervenție rapidă. Am reușit să iau o diplomă la o firmă privată. Am reușit să iau o diplomă recunoscută de către Ministerul Afacerilor Interne. Deci recunoscut în toată Europa. Între timp am mai făcut și niște cursuri de frizerie și coafură. Am avut o idee să deschid un salon de frizerie și de coafură care nu s-a concretizat, dar eu am reușit să învăț încă o meserie, deci a patra. Am terminat facultatea, am lucrat în vânzări, în distribuție, pot să spun că mă pricep și la chestia asta. Și urma să venim în Anglia. M-am gândit, ok, ce pot să fac cu aceste diplome? Maxim, ucenic într-un service auto, recepționer, vânzări sau paznic. În toate chestiile astea, salariul este un salariu mic, salariu minim pe economie. Ori eu, dacă veneam în Anglia, aveam nevoie de bani ca să pot aduce și copiii, să pot aduce și familia, să avem un început productiv, ca să zic așa.
Și am zis ok, plănuim să plecăm. Am început să fac cursurile de șofer profesionist, care au durat din aprilie 2014, pot să zic, sau nu, iulie 2014, până în aprilie 2015, când am ajuns, până în martie 2015, când am ajuns eu în Anglia. Școala de șoferi, am luat examenul din prima la categoria C, am luat orașul din prima, a trebuit să dau iarăși examen pentru categoria E, sală, oraș, le-am luat din prima, a trebuit să dau iarăși examen pentru atestat, iarăși examen, l-am luat din prima, până au ieșit toate actele, toate hârtiile schimbate, trebuie să stai, să aștepți, atât a durat. Am ales să vin în Anglia ca șofer profesionist și să fac meseria aceasta, pentru că este totuși o meserie bine plătită. Este la momentul acela, câștigam undeva la, în 2015, câștigam 130 de lire, nu, 110 lire pe zi. Ca persoană fizică autorizată lucram, ca și colaborator cu o firmă, din care eu îmi plăteam taxele. Da, am câștigat niște bănuți, în 2 luni de zile am reușit să ne luăm o casă cu chirie, să plătim avansul, o lună, plus chiria pentru luna în curs, ceea ce au fost niște bani. Am reușit să iau o mașină și am reușit să aducem copiii aici în Anglia. Cam asta e povestea. Asta fac, asta lucrez în momentul de față. Este o meserie care îți dă o impresie că ești independent, că nu ai șefi. E o falsă impresie, pentru că ești dependent de un program, ai șefi, dar fiind singur toată ziua, așa crezi, așa te lasă să crezi, măcar te păcălești singur. E o meserie curată, nu te murdărești, nu e o muncă grea, doar că trebuie să fii atent la drum. Un program cât de cât lejer, se muncește între 10-12 ore pe zi. Nu poți să muncești mai mult de 60 de ore pe săptămână, pentru că legea nu te lasă. Bine, poți să muncești, sunt întotdeauna portițe, fiecare lege are portițele ei. Da, este o meserie care mi-a început să-mi placă practicând-o. Eu am venit în Anglia fără să conduc niciodată un camion. M-am adaptat relativ ușor, aș putea spune. Aveam câteva sute, pot să spun un milion de kilometri peste chiar conduse cu mașina, dar nu se compară mașina cu camionul niciodată. Este altceva. Dar cum v-am spus, eu m-am adaptat foarte ușor la condusul camionului aici în Anglia, poate și din cauza că am condus prima dată aici un camion. Și cam asta este. Dacă vreți să aflați mai multe, nu ezitați să lăsați un comentariu cu întrebările voastre. Un like m-ar ajuta, m-ar motiva să vă spun mai multe povești. Și de ce nu, după ce urmăriți și după ce vedeți și alte clipuri, poate apăsați și butonul de abonare, da? Cam asta este despre ce muncesc eu în Anglia. În momentul de față sunt angajat cu contract, cu carte de muncă. Mi-a prins bine, aș putea spune, în perioada aceasta de pandemie, pentru că am avut un venit constant, nu a trebuit să stau acasă și chiar dacă am stat acasă, compania ne-a plătit cu orele de pe contract. Ce să mai, acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că ne urmăriți. Nu ezitați să lăsați un comentariu dacă vreți să mai aflați și alte lucruri despre noi.
sau despre Anglia, sau despre orice. Și până data viitoare, vă spun la revedere, pa, pa!